Pe lângă acestea, au fost utilizate și aparatele Tilotest și Drug Test pentru depistarea și sancționarea celor aflați sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive. În urma activităților desfășurate și a neregulilor constatate, polițiștii au aplicat 184 de sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea normelor regimului rutier, sancțiuni cu o valoare de peste 74.000 de lei. De asemenea, au fost reținute 32 de permise de conducere, 18 dintre acestea fiind reținute pentru nerespectarea regimului legal de viteză. Totodată au fost constatate și două infracțiuni la regimul rutier.